Căci eu știu gândurile care le am cu privire la voi. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Scump prieteni, bun venit la ultimul al 14-lea studiu pe care îl avem în acest ciclu de studiu, care poartă titlul Toate lucrurile noi. Suntem astăzi împreună cu prietenii mei, Pastorul Valentin, bun venit! Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Și iubita mea soție, Liliana, și bine eu. ai venit în studio! Mulțumesc și eu de invitație! Da! Ne bucurăm că Domnul a promis că atunci când sunt doi sau trei adunați în numele meu, o fi și eu în mijlocul lor. De aceea, Liliana, să mulțumim Domnului pentru prezența lui, care ne este atât de dragă și scumpă să ne unim într-o rugăciune. Părinte Ceresc, venim înaintea ta să-ți mulțumim că în bunătatea ta infinită tu ne-ai ales, ne-ai descoperit adevărurile, ne-ai descoperit că există viața de dincolo, că tu acolo, în cerurile tale, abia aștepți să ne întâlnim din nou cu tine. Îți mulțumim pentru aceste adevăruri minunate pe care le-am studiat. Ajută-le să le trăim. Ajută să avem noi toți parte de această măreață și măreț plan de salvare de, pe care l-ai pregătit pentru noi și să nu lipsească de acolo niciunul din cei dragi ai noștri, din prieteni, din vecini, din cunoștințe, colegi. Te rugăm, Doamne, fă ne această bucurie să ne întâlnim cu toții în împărăția Ta, unde să te putem vedea față în față și să fim cu Tine pentru eternitate. Prin Isus te rugăm. Amin. Amin. Toate lucrurile noi Aproape că e incredibil într-o lume atât de obosită și totuși cuvântul Domnului este viu și lucrător și la cuvântul Domnului a fost creat cerul și pământul, marea și izvoarele apelor și la cuvântul Domnului toate valurile înfuriate ale lumii vor înceta. Amintesc în 1968, între 4 și 20 iulie la Uppsala, Suedia, a avut loc Consiliul General a Ecumenic al tuturor bisericilor. Au participat 704 persoane din 235 de biserici. Tema cre care credeți că a fost? Iată, eu fac toate lucrurile noi. Biserica Adventistă n-a fost prezentă, deși au fost mulți protestanți acolo. Însă, unii dintre protestanți au plecat cu un gust amar de la această întâlnire și cineva facea o remarcă în una din jurnalele protestante. Spunea, iată că noi, oamenii, facem toate lucrurile noi. De atunci, în 1975, la uh, uh, Nairobi, în Kenya, apoi, după aceea, în Vancouver, în Canada, au urmat alte consilii. Și de atunci încoace, atât lumea religioasă, cât și lumea politică încearcă să facă toate lucrurile noi. O nouă ordine mondială, mondială mm -hmm. o nouă religie care să le înglobeze pe toate. Mm -hmm. O monedă unică o nouă. O monedă unică... Nouă. De, nouă, da, nouă. O religie care să fie pe placul tuturor. Ala uh, Caiafa, care spunea Noi avem o lege și după legea aceasta El, Hristos, trebuie să moară. Asta la uh, Ioan uh, capitolul șapte, uh, 19 cu 7 Nimic nou sub soare. Acum spune noi avem un Hristos, și după Hristosul nostru, legea trebuie desfințată. Iar dacă nu legea, măcar una din cele 10 porunci. A venit Isus cu o nouă da, lege. O da. nouă ordine mondială, o nouă lege. Deși noi știm că Hristos nu trebuie să moară conform. Avem o lege care spune că El trebuie să moară, nu? Conform legii. El este viu în vecii vecilor. Iar conform Domnului Hristos spune că dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Iar referitor la lege, atâtea versete din Psalmii 40, 119, vreau chiar să trec repede în, în revistă câteva versete, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Dă-mi pricepe să, te, să păzesc legea ta și să o din toată inima mea. Voi păzi legea ta necurmat, totdeauna, pe vecie să vină peste mine în durările tale că, să trăiesc, căci legea ta este sfătarea mea. Dacă n-ar fi fost legea ta de sfătarea mea, aș fi perit în ticăloșenia mea. Cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Dreptatea ta este o dreptate veșnică, legea ta este adevărul. ochii ochi varsă și roaie de apă, pentru că legea ta nu este păzită. Este vreme ca Domnul să lucreze că cei calcă legea ta. Sunt doar câteva din zecile de, de versete care arată că și Hristos este viu în vecii vecilor, și legea sa n-a fost desfințată, după cum și el a spus. N-a venit să desfințez legea ce am venit să uh, o întăresc. Câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slobă din lege. De aceea vreau ca să începem uh, discuția noastră în această temă în jurul câtoror, câtoror va din Isaia, 65 cu 17 la 15, 66 cu 22 la 23, a doua Petru 3 cu 13 și Apocalips 21 cu 1 la 5. Ce au, care e light, light motivul din toate aceste locuri din Sfânta Scriptură? Ceruri noi și pământ nou și ceea ce este foarte uh, frumos, uh, suntem la ultimul studiu din acest uh, trimestru în care studiem Sfintele Scripturi tematic, este un studiu tematic și este bine să uh, menționăm și să chiar să subliniem foarte puternic faptul că uh, ceea ce vine Scriptura să ne ofere este absolut dumnezeiesc. Adică Domnul ne răspunde la frământările noastre cele mai profunde, la întrebările cele mai grele pe care le putem avea în viața asta. În primul rând, unde ne ducem? Dar nu putem să răspundem unde ne ducem până nu știm de unde venim. Și dacă știm că venim din Dumnezeu, făcuți de Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu, cu, cu scopul de a împlini planul Său și pentru viață veșnică, atunci noi putem să acceptăm și durerile mai mici, vremelnice, când știi că te așteaptă ceva în viitor strălucit, ceva la care, spune Pavel, ochiul nici nu a văzut, urechea n-a auzit, gândurile omului nu pot să-și imagineze frumusețea pe care Dumnezeu o, o pregătește. Dar ceea ce este foarte uh, uimitor, că lumea a, aproape a pierdut acest adevăr, aproape cu totul a pierdut, trimestrul acesta a venit să ni l descopere din nou, acest adevăr biblic, că omul, chiar dacă este muritor, chiar dacă trece prin greutăți are totuși șansă la viața aceasta veșnică după care tânjim, toți tânjim nu e o persoană care să, să înțeleagă de ce murim dacă nu l-ai pe Hristos și nu înțelegi care e rostul ce viitor strălucit a pregătit Dumnezeu pe, pentru noi noi suntem într-adevăr pierduți dacă n-ar fi fost acest răspuns din partea al Dumnezeu atunci acel filozof care am discutat la primele lecții care spunea că viața e o farsă de nicăieri spre nicăieri, e o nonsens. Adică ce rost are, de ce, a... ce nasul aici, de ce mintea judică, de ce ochii văd, care sunt rostul la toate astea dacă sunt doar un verme care vin de nicăieri, trăiesc câțiva ani și mă duc nicăieri. N-are niciun rost e Dumnezeu care a creat tot universul el are, a spus că este, am planuri bune cu privire la voi. Există această idee foarte răspândită că noi, deci partea noastră fizică este păcătoasă. Nu merită, nu poate să moștenească împărăția cerurilor. Este o idee păgână, clar, care vine de fapt de la cred că de la greci și nu numai de la greci, da, de la greci ce la... știm noi mai încoace. Da. Uh, dar trebuie să vedem după ce spun scripturile. Scripturile spun că noi suntem om din pa făcuți din parte materială și avem nevoie de acest fundament, de această bază materială plus Gândirea, deci rațiunea. Deci avem și instinctele, și partea materială, și uh, rațiunea. Deci avem și materialul, și spiritualul care fac omul. Nu suntem doar uh, materie păcătoasă. Noi, pe uh, fundal, fundalul creierului, suntem o parte, avem partea spirituală, care e bazată pe partea materială. Da. Într-adevăr, când vorbim despre Isaia, tot ce a spus uh, el aici în capitolul 65, trebuie aici să un pic să vedem, să îl contextualizăm, deoarece Isaia vorbește unui popor real, viu pe vremea lui, care se confrunta cu anumite dificultăți. Deci era vorba de robie, vorba de Babilon, și acum uh, Isaia le promite lor că uite vor vedea ei un pământ nou și un cer nou descrie niște momente aici, unde spune că nu, veți zidi case și veți locui voi în ele, nu veți construi degeaba, veți trăi într-un loc extraordinar, niște lucruri extraordinare. Leul va trăi împreună cu mielul, vor mânca ambii paie, Se paradisului pe pământ. Da, dar în același, timp, în același timp este un text care ar crea o încordare, este vorba de textul uh, 20, unde spune că, ce, că cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr și cel ce va muri în vârsta de 100 de ani va fi blestemat ca păcătos. O întrebare. Cum el se poate contextualiza cu ceea ce se scrie în Noul Testament despre Apocalips. Noul Pământ? Într-adevăr, nu va fi durere, nu va fi moarte. Uh -huh. Deci, cum le putem noi lega? De aceea trebuie să privim foarte clar ceea ce spune Isaia și cui. Este un mesaj profetic pentru poporul Israel. El avea o misiune concretă pentru timpul lui. Dacă ei duceau la realizare acel plan pregătit Dumnezeu și transmis prin Isaia lor, aceste lucruri deveneau realitate. De ce Isaia spune de vârsta de 100 de ani? Din simplu motiv că în perioada regilor de pe vremea lui și a preoților de pe atunci, vârsta medie era până la 50 de ani. Și Isaia o dublează arătând că Dumnezeu poate să facă această schimbare dacă noi îl vom asculta. Deci cel blestemat va trăi 100 de ani, dar cel binecuvântat, adică, vă dați da, seama, da. o comparație pentru popor ca să vadă și să aibă credință că Dumnezeu poate să-i schimbe dacă ei vor crede. N-au crezut și profeția nu s-a realizat. Da, deci a fost o profeție... Uh condiționată, condiționată. condiționată pentru poporul evreu. Exact. Da, acum Dumnezeu ne spune și nouă când citim mm -hmm. Isaia că această profeție poate fi valabilă pentru noi, doar că ea va fi un pic modificată de Dumnezeu da. cum va veni, cum va dori el. Pentru că știinii care ascultă și vin la Dumnezeu, cred în ceea ce noi citim acum de Pământ nou și Cer nou și Iisus când va veni într-adevăr ne va oferi exact ce scrie aici, doar că partea asta cu Martea nu va fi. Ce, ea Martin, va fi care, distrusă. Care e diferența între Isaia și Apocalips? La Isaia menționează, spus, cum s-a menționat, cum a spus dumneavoastră, că este condiționată, așa. limitată în timp pentru poporul din Vechiul Testament. Noul Testament vorbește despre poporul care va dăinui cu Dumnezeu veșnicie, și Moarte spune: nu, nu va mai va fi. Mai fi. Așa. Da, asta este o mare. Deci, diferență. nimic, și acolo spune că nimic vrednic de blestem nu, nu va, va fi acolo, așa spune este, la da. Apocalips da. Deci, dacă, dacă la Isaia vorbește despre un popor. Care spune, voi veți fi lumina popoarelor, înseamnă că în jur ei urmau să fie uh, o contaminați, vie, contaminați de, adică sub pericol de a fi contaminați de iarăși de păgâni, pe nouă pământ nu va mai fi așa. Spune că nu va intra nimeni, uh, nimic vrednic de, de blestem acolo. Deci, diferența este că, totuși, acolo uh, mi-amintesc o povestire interesantă, uh, o scritoare, Ellen White spune așa, a făcut o vizită la un colegiu și spunea: "Oamenii din acest loc luaseră deja o poziție demnă de laudă cu privire la principiile cumpătării." Și ce spunea ea? Terenul care era acolo la colegiul acesta, terenul pe care se află clădirile colegiului cu mari loturi de pământ în jurul lor, a fost donat bisericii creștine în scopuri educative. Stipulându-se în mod evident că niciodată nu se va deschide nicio cârcimă pe o rază de 5 km de jur împrejurul colegiului. Și spunea, noi susținem că tinerii sunt mai în siguranță dacă frecventează o școală într-un astfel de oraș decât în altele unde cârcimele sunt deschise zi și noapte la fiecare colț de stradă. Principiul fundamental educației creștine, pagina 59. Adică, când vorbim despre Isaia, exact uh, Mediul, urma urma influența. să fie o rază nu de 5 km în care să dar uh, totuși să se răspândească. însă pe nou pământ spune că după cum Fundul mării este acoperit de ape, așa slaba lui Dumnezeu și sfințenia lui va acoperi tot pământul. Ai da, minunat! Oameni dacă ar căuta bodege sau... Dar ar fi foarte dezamăgit și chiar lecțiunea spune că nu poate Dumnezeu să ia pe cineva care nu s-ar simți bine acolo. De ce să-l chinuiască așa. Domnul da. în felul ăsta? Uite, asta e singurul chin care ar putea fi posibil. Pentru în, în Să fii obligat să trăiești cu veșnicia. <laughs> Acolo unde nu se... Care nu dorești să-i vezi. da, asta da, este, da. Da. da, de asta și spun la Isaia 33 cu 14 păcătoșii s-au îngrozit în Sion. Cine va putea să stea lângă niște flăcări veșnice? Și acolo spune, cine are inimă curată, cine Șans. își oprește ochii ca să nu vadă nelegiuirea, cine își trage mâna ca să nu ia mită, acela va fi în fața flăcărilor veșnice. Cine sunt flăcările astea veșnice? Lumina lui Dumnezeu, Dumnezeu, în însuși. Sfințenia lui. Da. De aceea, cerul nou și pământul nou, într-adevăr, va fi, va fi un loc în care uh, nu va mai fi ca în timpul lui Isaia, înconjurat, spune nimic, vrednic, de blestem. Dacă aici în spate ați amintit de flăcări, ați adus un exemplu frumos și vreau aici să spun că pentru mine flacăra, de fapt, deci însăși flacăra are ca scop să încălzească ori să distrugă, în dependență uh -huh, de cum este folosită. Uh -huh. În cazul când vorbim despre păcat, Dumnezeu ca flacără, ca putere, ca lumină, are ca scop să-l distrugă. Da. Atunci eu, ca individ, dacă îi permit astăzi Domnului să distrugă din mine prin parafocului păcatul din mine, Absolut. da doare. Așa. Pentru că el este legat de mine. Așa. Trebuie să mă ating, e, da, e dureros, dar e la final fiind eu curățit am ocazia să fiu deja lângă el și par aceasta, nu mă va frige. Da. Da. Foarte deci frumos! asta este ceva extraordinar. Foarte frumos. Da. Păi exact cum spune că ceea ce până acum îmi plăcea mi-este greață, mm -hmm. mi-este silă, mm -hmm. dar ceea ce nu îmi plăcea a, de, a devenit plăcerea vieții mele. Da, exact, de. uite ce face lumina, uh, lumina lui Dumnezeu, flacăra aceasta, Sfințenia lui. Da. Uh, partea următoare a lecție, a, studiul nostru este de, e vorba despre templul lui Dumnezeu. Dacă gândim la, la, la templu în termenii sanctuarul, sanct, adică de la sfințenie, locul sfințeniei, <fie> cum împăcăm două lucruri? Că în Apocalipsă spune că ei vor fi în, în zilnic, vor fi în templul lui Dumnezeu dar la Apocalipsa 21 cu 3 spune că, de fapt, n-am văzut templu acolo. Pentru că Dumnezeu era templu. Cine e templu? Și ce înseamnă templu? Uh -huh. Dacă ne aducem aminte de unde vine, de deci ce a făcut sanctuarul pământesc după modelul celui ceresc, Așa este. înseamnă că templul în cer cel puțin a fost. Cel puțin a fost. Da. Dar în ce scop a servit templul cel puțin de la Domnul Hristos încoace? dar și înainte, a, a folosit ca mijloc de a, curățire a păcatelor. Ce spune? Cortul Atunci, întâlnirii, da? Cort, cortul întâlnirii, da. Deci o, păcătosul care venea și-și mărturisea greșelile... Ce se întâlnea? Se întâlnea cu Domnul și Domnul a, ierta, curăța cu propriul său sânge a, greșelile păcătosului. Deci a avut un scop, să zicem, de... Și educativ, dar, într-adevăr, un scop uh, esențial în planul de mântuire. Prin templu se asigura păcătosul cu salvarea pe care Hristos putea să-i ofere. Acum dacă ajungem în nou, pe nou pământ Pe pământul recreat Pe uh, locul în care vom vedea Cum Dumnezeu le face pe toate din nou Și păcatul va fi eradicat și pentru veci Și păcatul nu va mai fi acolo Pentru ce ar fi, uh, fi nevoie de un templu În care să se aducă sânge Sau să fie preot să... Atunci este clar ce vrea să spună Scriptura Pentru un cercetător atent Deci dacă nu, sunt, nu folosim corect Principiile de hermeneutică, Așa cum s-a folosit în cazul lui Isaia Și Apocalips, referitor la cerurile noi și la pământul noi, nou, ajungem să interpretăm greșit pasajul. Dar pasajul este extraordinar. Frumos. Până la urmă, dacă, ce-a vrut? Da. Dacă pentru, pentru mine, ceea ce spune Scriptura este un mesaj de speranță. De mm -hmm. fapt, ce spune aici în Apocalipsa 21 și nu este un mesaj de contradicție în, între pasaje. Mm -hmm. Chiar Ioan însuși pe sine nu se contrazice. A da. început să scrie într-un fel, apoi să scrie altceva. Deci, cum a spus și mai înainte doamna Lili, într-adevăr, este o chestie de uh, interpretare. La început, templul a fost creat pentru a fi un loc special unde toată creația venea ca să se închine și să -l laude pe creator. Așa a fost de pretutindem. Acesta este scopul inițial a unui templu. Să vii la Dumnezeu, să te închinui, să l slujești. Da. Apoi, omul căzând, a fost nevoie ca să fie adăugat în acest mod de închinare și planul de salvare. Planul de salvare conținea în el o anumite reguli, forme și Jertfă, un proces e, întreg, da, cu de sânge care era la Hristos. Acum, când Isus a îndeplinit acest punct de salvare, a exclus, a eliminat păcatul în întregime. Ioan îmi spune mie că Iisus prin sine a pus punct păcatului și scopul acesta al templului ca moment de salvare, un era sacrificare, s nu mai este nevoie. Și va veni inițial, cel de la început, Absolut. rolul templului. Vor fi un moment de laudă. Nu spune că îngerii se vor dona și vor da slavă, vor cânta Tatălui din ceruri. Deci toată sueta va cânta unul pentru Tatăl că el este salvator. Dar Pavel anticipează cumva această situație când spune, nu știți cum spunea acolo, că voi sunteți templul. Voi sunteți, sunteți templul viu a lui Dumnezeu. Deci, noi, Apostolul Pavel anticipează și arată că uh, trupul nostru, Isaia spune ceva invers, spune: Din tâlp pre picioarelor până în creștu capului, în mărăni, nestoarse, ne așa. Dumnezeu vrea să facă exact invers. Din tăl pre picioarelor până în creștul capului, pe orice celulă, pe orice nervișor, trebuie să fie scris, sfințit Sict. Domnului. Amin. Uh, deci, templul lui Dumnezeu, iar următorul gând care ne descopere la Matei 5 cu 8, Ante 1, Ioan 3 cu 2 și 3, prezența lui Dumnezeu. Templul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu. Ce face prezența lui Dumnezeu în viața noastră? E fantastic, așa cum ai spus Curăță, nobilează, sfințește Face tot ce trebuie pentru noi ca să fim salvați Chiar și oamenii, oamenii vorbind Spune cine ți prieten Asta și îți voi spune cine ești, ești. Iar Psihologii da. spun că în, în, în 15 minute Te întâlnești cu cineva Deja începe un transfer De personalitate, personalitate. Și încolo și înapoi uh -huh. Uh -huh. La Domnul, el nu se poate schimba, el este sfânt. Ne schimbăm noi. Ne schimbăm noi. Da, dar ce îmi place foarte mult și cum am uh, unit ideile cu prezența lui Dumnezeu, faptul că oamenii cu trupuri, noi cu trupurile acestea uh, trecătoare, muritoare, noi nu-l putem vedea pe Dumnezeu. Uh, noi nu n ar suporta carnea aceasta pentru că este păcătoasă, nu de altceva. Ca altfel, Dumnezeu cred că s-ar descoperi și ar uh, am sta în prezența lui. Dar un foarte frumos gând pe care vreau să-l aducem aminte acum la sfârșitul acestei lecții, care este deosebit, e cu tremurătoare, moarte. Când vorbește de moarte, nu există ceva mai dureros decât cuvântul moarte și mai greu de acceptat. Și... Dar lecțiunea se numește și speranța vieții veșnice. Asta înseamnă că ar trebui să studiem și să credem și să ne bucurăm de soluția pe care a găsit-o Dumnezeu, pe care o spune, dacă nu mă înșel la Corinteni, Apostolul Pavel și spune așa, noi vor fi schimbați într-o clipeală de ochi. Și trupurile acestea muritoare fi vor fi îmbrăcate în trupuri nemuritoare care să poată să. Să stea în prezența lui Dumnezeu. Va fi altceva. Deci nu va fi uh, aceasta, cum am spus noi de la început, vorbim despre minciuna Satanei, că uh, carnea noastră e păcătoasă, nu se poate și poate ceva, poate ceva spiritual, eteric, n-ar fără formă, trăiește. Nu. Vom fi aceleași persoane în. Altfel de trupuri, dar tot trupuri, tot ceva material va trebui să fie, pentru că acolo spune că la pomul vieții vom merge și vom mânca. La, din uh, fiecare lună vor fi fructe noi. Păi. Și însuși Domnul spune că în anumite pasaje, că însuși Domnul ne va servi. Și asta e chiar cea mai mare umilință pe care ar trebui să o avem. Cum, Domnul, să ne servească pe noi? Da. Deci uh, lucrurile vor fi foarte materiale. Și de fapt și de drept. Atunci. Chiar și. Uh, da, atunci. atunci. Uh, pentru că și uh, crezut creștin spune că aștept împărăția cerurilor și viața. Împără, da, și împărăția și viața ceva să vină. Dar acum, uh -huh. acum, uh, mă gândesc la prezența și uh, un citat scurs spune că nu avem de a ne teme de nimic, tot el nu mai spune, decât de a pierde simțământul prezenței lui Dumnezeu. Dacă trebuie vrem David, să ajungem acolo da, trebuie, David, da, dar noi, în prezența lui Dumnezeu dar noi trebuie sunt, să dar noi suntem să... prezenți. Asta zic. Trebuie... Ce gândea David când a, a comis greșeala care a comis-o? că Dumnezeu a fi plecat nu știu unde, că a încercat să ascundă toate păcatele, mm -hmm. după aceea scrie el Psalmul 139 ce a spus el? Unde? Mă voi ascunde, -aș ascunde, -aș ascunde da. departe chiar dacă aș fi și în adâncuri, tot oricum ești acolo. Și în deci, locuția da. morților da, da. nu te poți, deci prezența lui Dumnezeu este un simțământ care nu trebuie să-l pierdem niciodată uh, Valentin, îți amintești poate cânte cu cântarea care spune Dumnezeu de față, stați cu grijă mare, frică cu frică mare, mare când, când ne aduceți, aduceți în schinare, da? vă da. amintiți Da. Adică, unde, doar la biserică? A, bună întrebare. Când mai facem întâlniri cu tineri și discutăm între subiecte, ce s-ar permite, ce ar putea, ce nu s-ar permite? Cu cuveni. cuveni, da. Uh, noi ca pastori le dăm uh, o îndrumare și spune că faceți orice, orice vă dorește inima, faceți orice, doar că nu uitați că lângă voi mai este Isus. Oricând. Mm -hmm. Da, deci mm -hmm. nu uitați că este lângă voi. Puteți Foarte să faceți sens. orice vă trece prin cap. Nu uitați că este lângă voi. a frate pastor, cum așa se schimbă totul? <laughs> <laughs> nu Absolut. este vorba de o frică, este, păi vorba, de un un da, ne... este vorba de Este vorba de un respect enorm față de cel care te a creat. Este o frică de a nu-l întrista, de a nu-l înjosi, de a rămâne cu el în legătură. Pentru că dacă tu încalci uh, principiile state de el, poți rămâne fără el și asta este o tragedie mare. Când în, în pustie, demonstrativ Dumnezeu Iisus lui Moise ia cortul întâlnirii, scoate-l din mijlocul poporului, în afara lui, uh -huh. ca să vadă ce înseamnă să se ridice împotriva mea și poporul ce facea. Poporul era în disperare. Uh -huh. Știi, toată ziua se gândea oare când se va întoarce înapoi, până când mi a zis, ok, o întoarce la înapoi, dar fă un zi de leviți, uh -huh. pentru că altfel ei voi, eu îi voi nimici. Și a spus că și nu, nu, dacă nu mergi cu noi, da, da, da atunci, da, rămâneam aici da, pentru da, tot restul da, da, da. vieții. Și atunci dorința aceasta de a vedea pe tatăl a fost chiar de la început, da. de la, de la, din edient. Adam și Eva, părinții noștri, îl vedeau, spune, pe Dumnezeu în urăcoarea zilei. Dorința aceasta îl vedea pe tata, dar a rămas pretotină pentru noi oamenii. Noi ca oameni nu înțelegem lucrul acesta și încercăm să acoperim golul acesta cu uh, afaceri, cu uh, hobby diferite, cu a ne manifesta pe noi ca personalitate în diferite cercuri, dar aceasta nu acoperă golul acesta. Înseamnă aceasta? Doar tatăl poate să-l acopere. Domnul Valentin, înseamnă aceasta prezența al Dumnezeu 24 din 24, șapte zile pe săptămâni? Foarte real, foarte Da, da atunci întreb eu altfel. Dar când vom fi veșni, veșni cu El? Adică miliarde și miliarde de ani nu trebuie să stăm Cepte lângă tot. cineva pe care îl iubim? Oamenii care au gustat prezența asta au spus, gustați și vedeți ce Absolut. bun este, ce bun Domnul, este da. Domnul. Iar David, când a experimentat un pic departarea... Nu a Domnului de el, dar a lui de Domnul, se ruga, nu lua de la mine Duhul tot ce sfânt. Așa este. Mă omor, merit, dar dacă totuși îmi dai viață, te rog, nu vreau să trăiesc fără prezența ta. Și Iaco, că o să lupta zis. Or mă binecuvântez. Da. Deci, nu, nu, pot. nu te las. Deci, cel care a gustat. Nu poate să vadă viața mai departe Fără de a fi în prezența. la Dumnezeu Nu își dorește altă viață Astăzi da, noi suntem ca printr-o oglindă Spune mm -hmm, Scriptura mm -hmm. Unde noi vedem cumva printre da. Ca printr-o ceață, ceață vă Pe Tatăl, prin <ră> da. Scriptură, Prin da. împrejurări, prin comuniune, prin oameni Dar veni tipul când Iisus a promis Că veți vedea chiar cu ochii voștri Pe Tatăl De ce spune că ferici de cei cu Inima curată. Inima curată, că ce vor vedea pe Dumnezeu. Am putea să inversăm această situație? Adică. Întâi să, în, sunt... în să văd pe Dumnezeu mm -hmm. Și apă când voi vedea pe Dumnezeu Mi se va curăța și inima adică, Pe a cum a să a stai a... în prezența lui da. Toma, Toma, Toma aș fi urât Eu până nu voi pune mâna Până mm -hmm. nu voi pune degețelul în rana lui Da, nu. da, Scriptura zice Mai fericit de cel care n-a văzut Dar a crezut, a crezut da. Este da, este Deci e da. exact cum ai spus setea asta, dorul ăsta dintotdeauna Dumnezeu a pus în noi gândul ăsta veșnicie, cum spune la al. Solomon deși păcatul, satana ne terorizează cu fel de fel de ispite totuși nu există un om mai frecit decât atunci când uh, lasă ca inima să-și dorească obiectul suprem al iubirii și al, al curăției mm -hmm. ca să nu ne fie greu în dilema aceasta de a decide nu Trebuie să-l lăsăm pe el să conducă și atunci îți este Amin. foarte ușor. Nu decizi tu ca să cazi în probleme, dar, oameni, cum spui tu, eu am să te ascult. Și în cazul ăsta tu nu dai greș, îți este ușor. Și atunci păcatul nu va fi ah, să nu fac cu tare, să nu fac asta. Nu. nu. Da. ce va fi? Iarăși nu se poate. Da. Iarăși nu se poate, da. <laughs> da. Cum? cum aș putea să fac eu așa ceva, spune Iosef. Da, da. Cum am putea să mâncăm așa ceva, spune Daniel și cei trei tineri? Adică, ajunge ca păcatul să nu fie ceva de dorit, care renunț la el, că totuși. Nu. Va fi ceva natural, ca să normal, Dumnezeu schimbă natura noastră. Dacă se. E vorba de prezența lui Dumnezeu. Când va vine Dumnezeu când i-a spus domnul Hristos când a venit la la Lazar, ce-a spus sora lui? O dacă ai fi fost aici. Prezent? Da, da. N-ar fi murit. Avea dreptate? Da. Da. În felul ei, da. da sigur avea că da, da, pentru că ea știa că Isus unde era el nu murea nimeni, toți erau vindecați. Uh -huh. Odată ce Isus uh -huh. era prezent lângă persoana bolnavă, el rămânea vindecat, viu, Und, adică. Unde e prezența lui Dumnezeu? Nu, e moarte, nu este moarte. Este moarte. Da. De ce? Că el este izvorul vieții, el este viață. Este. De aceea, gata cu moartea, ce spune la uh, Isaia 25 cu 8 și 9? Chiar aș vrea ca să știți versetul ăsta că tare, frumoase mai sunt. Măcar că Isaia a făcut și profeții uh, referitor, profeții care erau condiționate, dar totuși întrezărește și acea vreme vorbește și despre a doua lui Hristos în slavă, deși vorbea despre suferindul Mesia. Așa și aici vorbește despre acea vreme când păcatul nu va mai fi Isaia 25 da, cu da, 8 și 9. 25 cu 8 și 9, deci citim, nimicește moarte pe vecie. Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de pe toate fețele și îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului său. Da, Domnul a vorbit. În ziua aceea vor zice, iată, aceasta este, acesta, îmi cer scuze, este Dumnezeul nostru în care avem încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredem. Acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Cât Amin. Timp. O veșnicie întreagă, așa cum visează oamenii de, de mult. Poveștile în folclorul nostru, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Cine și a pus această, această gândul veșniciei? Gând ce frumos exprimat, chiar foarte poetic ajunge să fie gândul, Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei. La Eclesiastul asta spune. La da. Eclesiastu, da. da. Și ce frumos aici, gata cu moartea și Nimicește moartea pe vecie. Ce înseamnă, de fapt, a doua moarte? După cum am învățat tot trimestru, nu este uh, un chin etern veșnic. veșnic da. da? Asta ar fi groază. Da, da, da cumplit unde ce și, uh, și cum mă să. Ce, ce fie dragoste are Dumnezeu dacă el permite unei creațiuni unei creaturi. Să, unei da. creaturi, mulțumesc. Da. Să trăiască, să în Chinul acesta al pârjolit mereu. Deci, da. e Dumnezeu... da, da. cel mai mare criminal, da, Dar da, dacă fi... spune în Apocalips. Că... Zis, dar termine, da. Doamne, odată. Da da, cu... da, da. da. În Apocalips spune că va șterge orice lacrimă din ochii lor. Adică, cum, pentru cei mântuiți o să le șteargă, dar pentru oi, alții le păstrează? Deci asta ar fi e, în afara învățăturilor biblice. Da, textul este tot, evident. Total în afara învățăturilor biblice, deci sunt o învățătură. Moartea nu va, de, va și este fi. vorba de a doua moarte. Deci dacă e, să vorbim despre moarte, trebuie să știm că și moartea va avea un sfârșit. Asta moartea este. morții. Moartea morții și da. foarte frumos este exprimat Ultimul... în vrăjmaș care va fi Da, ex expresia creștină spune cu moartea pe moarte călcând. Foarte profundă și foarte biblică. Într-adevăr, prin moartea Domnului Hristos s-a pus capăt morții uh, așa cum suntem da. din cauza păcatului, datorată păcatului. Dar aici probabil trebuie să amintim ascultătorilor noștri că Dumnezeu scrie în Sfânta Scriptură că sunt două momente ale învierii și este vorba de două morți. Cei care nu apare doua moarte sunt fericiți. De da. ce? Au parte de uh, un somn, așa spune Biblia, despre prima moarte, așa numit el uh, moartea lui Lazar. El nu... Uh, el a adormit la început, a zis, dar apoi a zis, el a murit, ca să înțeleagă o cinice că da. este vorba de o moarte firească, Fizică, ceea da. ce o temporară. cunoșteau. Temporară. Însă, din perspectiva Bibliei, ea este vremelnică, temporară până va veni Isus, și îl va trezi la viață. Absolut. Cei care se vor trezi la prima înviere nu vor avea parte de a doua moarte. Ferici de morții care au Că, parte a, de întâi înviere. Da. Moartea a doua nu are, nicio, -are putere. nicio putere. Așa exact. este. Exact. Și acesta este pentru cei care rămân cu Hristos, acceptă Sfintele Scripturi, cred în Pământ nou și într-un cer nou. Îl deci, accept pe Tatăl ca stăpân. Deci aceștia vor fi printre cei care Asa. vor... S-au construit la Apocalipsa, au credința lui Isus și... Răbdarea da, da. Sfinților. Deci este foarte frumos. Dar când vorbim despre cei care au moartea a doua, se vorbește despre cei care vor fi nimicit pentru totdeauna. Asta înseamnă... Nu este da. ceva care va fi uh, infinit într-un mm -hmm. timp oarecare, mm -hmm. ci va fi pus capăt. Exact. Punct. Exact. S-a încheiat cu viața individului dat. Și nu el va... nu mai are viitor, nici virgincie, da. deci s-a șters acest individ de pe fața Și istoriei. În nu mai există. În întregul univers nu va mai fi, cum spune scriptura, nimic vrednic de blestem. Așa este, deci da. universul va fi curat. Da. În sfârșit da. uh, curat de, toat, de această pată, de acest cancer Mi -mi al să, Deci, uh... Tragedia veacurilor, spune pagina 678. Marea luptă s-a încheiat. Păcatul și păcătoșii nu mai există. Întregul univers este curat. O singură vibrație de armonie și de bucurie străbate imensa creațiune. De la cel uh, care a creat totul, izvorăște viață, lumină, bucurie, străbătând toate lumile spațiului infinit. De, cel, de la cel mai mic atom până la cea mai mare planetă. Toate lucrurile însuflețite și neînsuflețite, în lor, neumbrită, în bucurie de săvârșită, declară că Dumnezeu este iubire. În sfârșit, pacea a venit. Uh să fie oare adevărat ce aud prea frumos este un cântec. Adică este atât de frumos încât, de ce spune și Apostolul Pavel, la mintea omului nu s-a da, urcat da. și inima omului nu poate concepe acele lucruri care le-a pregătit Domnul pentru cei care îl iubesc. Dar ultima parte a gândurilor pe care vrem să le selectăm astăzi legat de aceste gânduri atunci va fi excelent atunci Va fi prezența lui Dumnezeu. Dar aici și acum? Noi am vorbit, de fapt, de am despre prezența. Deci nu putem să, să ajungem în prezența eternă, veșnică a lui Dumnezeu, dacă noi nu începem acum. Putem experimenta de pe acum această prezență sfințitoare, îmbucurătoare, ușurătoare, care te ușurează de păcat și de ispită și te face... Victorios, din biruință în biruință Putem noi așa ceva? Absolut. Cum? Da, Absolut. astăzi putem prin simplele momente ale ascultării Amin așa. Pare simplu, banal, da, dar prin da. ele noi putem astăzi gusta din prezența lui în viața noastră prin ascultare și prin cuvânt. Ian, ascultare și cuvânt e foarte important. Partea cealaltă, a două Corinteni, 3 cu 18 din, din da, așa, este dat ca să nu cauți mult. Deci, a două Corinteni, 3 cu 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al lui din slavă în slavă prin Duhul domn. Cum Amin. suntem schimbați? Din slavă în da, slavă Privind, privind da. ca într-o oglindă Absolut. Iar psalmul 34 cu 5 la 9 da. toate Când îți întorci privirile spre El Te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine Când strigă un nenorocit Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui Îngerul Domnului tăbășește în jurul celor ce se tem de El Și îl scapă din primejdie Gustați, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Deci putem experimenta prezența, slava, fața, numele Lui Dumnezeu în viața noastră, aici și acum? Așa da, este, amin. da. Putem. Și în toate necazurile vieții? Și? Vă amintiți de, de la faptele apostolului se spune despre Ștefan. Ștefan. Ștefan, despre el se spune că toți cei ce ședeau în sobor 6 cu 15 s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui cum le s-a arătat? S-a iluminat. Ca, da. o față da. de ca o față de înger. De de înger. înger. Iar 55-56 citește Lili. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a cu ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis... Iată, văd cerurile deschise, și pe Fiul Omului stând la, în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Poate fi ceva mai dureros decât să arunce cu pietre în tine până mori? Și totuși, ce-a ieșit de pe buzele acestui om care vede slava lui Dumnezeu? iartă Da. Nu reține în seamă da. păcatul acesta. Și cine mai era pe acolo, pe aproape? Pavel. Sau. Sau, așa zis, Saul. Ce? -a... Ce, ce, Apropo, ce, la picioare lui s-a dus haina. Da, mm -hmm. da, el păzea acolo. Mm -hmm. Ce credeți, ce impresie a lăsat asupra lui Pavel această față de înger? Mai târziu vedem când îl explic ce a experimentat mm -hmm. el când a fost prezent la această ucidere. Dam, el a fost dam și eu sentimentul. Mm -hmm. da, 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 el își exprimă că am fost cu ochii... Uh, Uh, Împăinjeniți, n-am văzut pe uh -huh. Isus, n-am înțeles, dar prin uh, Ștefan el a descoperit în adevăr și-a dat întrebarea de ce el a văzut și fața s-a luminat. Deci, toți au fost maturi, de ce el, dacă este și greșit, s-a întâmplat ceva cu el atât de frumos. Mm -hmm. da. și foarte frumos ce se întâmplă uh, un exemple multe în Biblie, în care oamenii sunt schimbați cei care vin la Domnul și exemple din viața noastră uh, n-ați auzit de oameni care au fost uh, uh, hoți și s-au pocăit și au dus înapoi uh, ce au furat la magazin chiar Pavel, a, Sfântul Apostol Pavel uh, era un prigonitor și a devenit cel mai înflăcărat <laughs> și prigonit deci uh, Dumnezeu poate să schimbe, lecția noastră se numește toate lucrurile noi. Dar ca să fie toate lucrurile noi, că o să fie, trebuie să fim și noi noi. Ați auzit creștini care blastămă de Mama Focului și... Ei nu-și dau seama că de fapt acest lucru... De ce blastămă ei? Pentru că nu-l cunosc. Nu s-au întâlnit, n-au văzut, n-au citit, n-au luat aminte. De ce spune Domnul Hristos că... Nu, Pavel spune, cred că de la Domnul Hristos, cu siguranță a luat, a spus că binecuvântați și nu blestemați, căci la aceasta ați fost chemat, ca să moștenim binecuvântarea. Și să-l pe Ștefan, încojurat de atâția, spune că ei și-au stupat urechile Pentru că nu puteau auzi. și urlau, nu puteau să se suporte. Și el se roagă pentru ei. Lecția noastră a luat sfârșit. Tare am vrea să mai continue dar o să continuă veșnicie. Dacă aveți niște gânduri care uh, vă, vă, frământă și nu vreți să le lăsați să, se, aș vrea să, să stea acolo. Aș vrea să mai ne întoarcem un pic la această problemă spinoasă, întrebările esențiale. Uh, aveam 9 ani, cred că aveam, când îl întrebam pe Dumnezeu, Doamne, dar de ce oamenii trăiesc 60-70 de ani și pe urmă mor? Dar de ce eu sunt eu? Cine sunt eu? Și nu mi-am răspuns la întrebări până n-am pus mâna pe Sfintele Scripturi și am început să studiez. Și vreau să vă spun din acea apăsare și acea frământare, așa o pace am, am primit. Am înțeles că am un Tată în ceruri, cineva în cer care mă iubește. Cineva care nu vrea să trăiesc 60, 70, 80 de ani și să mor. Dar această speranță a vieții veșnice pătrunde când omul are de-a face cu Dumnezeu, cu Sfintele Scripturi, când începe să se roage, când începe să creadă, așa cum cere uh, Scriptura, cum credem în, uh, crez, exprimăm în crezul uh, creștin, e extraordinar când această speranță intră în viață. Să nu ne mai temem. De uh, moartea veșnică, de flăcările iadului sau de purgatoriu sau de reîncarnare, că iarăși va trebui să ne reîncarnăm și să. O pisică sau, sau în altceva. Deci să credem ce vrea Dumnezeu și să uh, primim această speranță. Așa, și să Dezvoltăm această speranță printr-o viață de ascultare, printr-o viață de schimbare în care Dumnezeu ne face și pe noi, noi. <laughs> da, da. Cam asta ar fi. Da, noi ca oameni căutăm lucruri sofisticate cu formule deosebite mm -hmm. ca să înțelegem că, că adevăr merită și rezultatul va, va fi ceva frumos Dumnezeu spune nu vă complicați doar veniți la mine și eu vă dau tot ce aveți voi nevoie doar cu aceasta de veni în prezența lui și de i permite că el să domnească Foarte și el mai departe să îți aranjezi toate lucrurile cei ce ai tu nevoie el îți va da noi ca oameni nu avem răbdare. Și eu mă bucur că Dumnezeu este anume într-așa fel, simplu, care ne dă în tot ce ține de noi, și de el nu ne lasă nimic ascuns, ne deschide orice întrebare ca să o înțelegem și nu neapărat, fiind în prezența lui Dumnezeu, fiind cu Dumnezeu, vei trăi pe pământul acesta plin de păcat încă, fără probleme. Dumnezeu mm -hmm. nu promite lucrul acesta. El promite că El va fi cu tine și te va scoate din orice împrejurare. Chiar dacă temporal, vei închide ochii. Mm -hmm. Asta nu este o problemă, mm -hmm. pentru că noi vorbim în tot acest, în tot această scriptură, în perspectiva veșniciei. Absolut. Și dacă tu vorbești așa, temporarul care durează 50, 70, 100, nu contează, pentru că rezultatul este ceva mult mai mult. Absolut. Dacă noi gândim așa, atunci nu avem probleme, stresuri, cu Înseamnă am, că, nu am, da. deci Dumnezeu vede alte lucruri. Înseamnă că planul Dumnezeu Dumnezeu nu, nu e o ecuație sofisticată. Nu, nu, este foarte simplu. Rămâneți da. rămâne în Ioan 15, rămâneți în mine și eu rămân în voi. Da. Și dacă rămâneți în mine și rămân în voi cuvintele mele, atunci cereți orice veți vrea și Domnul vă va da. Amin. Stimați scump prieteni. Studiul nostru a luat sfârșit, dar studiul Scripturii continuă. Până va veni Domnul Hristos, petreceți timp prețios în studiul Cuvântului lui Dumnezeu, că atunci când privește în Scriptură ca într-o oglindă, suntem schimbați din slavă în slavă, chiar pe acest pământ, plin cu ispite. Și aș vrea ca să te rogi împreună cu noi... Uh, frate Valentin, ca aceste făgăduințe, care sunt atât de frumoase, să aparțină și nouă și celor care au fost împreună cu noi în acest uh, program. Haideți să ne rugăm! Scumpule Tată, venim în aceste clipe să îți mulțumim și sunt recunoscători recunoscător că ești Domnul vieții noastre. Ne-ai lăsat Sfintele Scripturi, unde prin intermediul lor putem să stăm de vorbă cu tine putem să stăm la picioarele tale, să fim educați așa după cum tu voiești. Și te rugăm, scumpule Tată, să binecuvânți pe toți cei care au fost cu noi prezenți la acest studiu și să le dai și lor dorința de a gusta din cuvântul tău, de a te cunoaște personal și de a-ți permite ție, măcar pentru puțină vreme, să experimenteze viața împreună cu tine și să vadă cât de frumoasă este ea alături de tine. Amin. Doamne, fii tu stăpânul vieții noastre și ajută-ne ca, într-adevăr, să-ți permitem ca tu să fii cel care vei naște din nou, din nou, lucruri frumoase dorite de tine. Amin. Să ajungem la acea făptură dorită de tine, pregătită pentru acel cer nou și acel pământ nou care va dura o veșnicie alături de tine. Da. Îți mulțumim, Bunule Tată, că a scos rugăciunea noastră, că își trugăm în numele... Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. 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 Căci eu știu gândurile care le am cu privire la voi. Gânduri de pace și nu de nenorocire. Ca să vă dau o nădejde și un viitor. Am văzut un cer nou, un pământ nou, pentru că cer din tăi și pământul dintre ei și marea nu mai era. Nu va mai fi moarte, nu va mai fi blestem, nu va mai fi lacrimi, ci o veșnicie cu scumpul nostru prieten care a murit pentru noi, Iisus Hristos. Eu să fie și prietenul tău pe curând.